Spus ceea ce astăzi eu am declarat, da. Este în continuarea declarațiilor pe care le-am făcut în data de 24 august 2018. Echipa de procurori, parte din aceste informații pe care le-am adus, le aveau, au fost chestiuni pe care dumnealor au încercat să le lămurească, pertinent. Sperăm că de aici încolo lucrurile se așeze într-o normalitate, pentru că nu aș vrea să copiii mei să vorbească despre o mineriadă sau despre rezultatele unor anchete care nici acum nu au fost terminate vis-a-vis de evenimentele din 1989. Le-am explicat procurorilor că am obosit pe stradă oamenii să mă facă parte a anumitor evenimente care s-au întâmplat în acea zi. Trebuie lucrurile să fie puse în ordine și atunci cred că aceste declarații sunt binevenite și nu fac decât să lămuresc. Vor schimba cursul anchetei. Ce s-a întâmplat? Dacă vă mențineți declarația că ați fi mințit în prima declarație. Dumneavoastră, cu tot respectul, căutați să plecați din această cheie. Vă mulțumesc și nu mai reveniți. Veți vedea. Când acest dosar, dacă va ajunge în instanță și documentele vor fi publice, declarațiile mele, că, așa cum am declarat, chestiunea cu este una legată de o metaforă sau un vector de atragere a atenției. Dacă asta aveți dreptare să ajungem în acel moment, lucrurile se vor rezolva. Până atunci, cred eu că trebuie să avem puțină răbdare, să lăsăm organele de urmărire penală să-și facă treaba și să înțelegem cu toți ceea ce s-a întâmplat pe data aceasta. De ce ați comparat mineriada cu 10 august? A fost o decizie politică privind intervenția jandarmilor împotriva manifestanților. Cine a stat în spate? Ordinul cui a fost? Al lui Dragnea sau a celorlalți? Nu am... Nu, la momentul ăsta, nu pot să declar decât ceea ce v-am spus până acum. Dar ce le-ați declarat procurorul? Este o întrebare care nu este pertinentă. Detaliile oferite astăzi le cunoșteați și după momentul protestelor? Sau poate chiar înainte de momentul protestelor? Ceea ce am pus la dispoziția procurorilor a fost ceea ce dumnealor știau. Numai că am nuanțat în aceste câteva ore de audiere elementele care duc spre atragerea răspunderii anumitor evenimente sau înțelegerea anumitor moduri în care s-a acționat în acea seară. Și cum s-a acționat de în acea seară? Atragerea răspunderii la unii lideri PSD, domnule. Cum am spus și mai devreme, că insistați pe chestiunea asta, probabil că sunteți de la presa cu unde există un păpușar. Declarația care mea nu are legătură cu prima declarație. Vă mulțumesc. Decablează-te. Așteptam să mă întrebați de ce v-am dat hârtiuțele alea. De ce v-am dat eu hârtiuțele? Păi vă spune de ce vi le-am dat. Pentru că în cursul zilei de astăzi urmează să întrunesc Comisia pentru Utilități a Municipiului București și înțeleg să-i fac plângere penală Ministrului Sănătății, care și-a permis să ducă într-un spațiu public o discuție care ar fi putut afecta starea de normalitate a Bucureștiului. Este una din acțiunile concertate ale binomului Pintea-Dragnea, binom care prin orice mijloace încearcă să recidiveze prin aceeași metodă cu care au făcut și la maternitatea Giulești. Cred că dacă analizați spectacolul oferit și ceea ce în contradictoriu a spus Ministrul Sănătății, veți înțelege că de această dată Direcția de Sănătate Publică, pentru că nu degeaba i s-a făcut rău acelei femei, ci pentru că se făceau presiuni asupra ei,
practic, transmite acest mesaj. Este sau nu este o acțiune concertată în ceea ce privește tot și întru toate ceea ce privesc pe Gabriela Firea? Este sau nu este disperarea unui om de a-și rezolva o anumită problemă? Și vă rog frumos, vă mulțumesc pentru din suflet. Pentru ce infracțiune? Vreau să vă întreb. Poftim? Asta că depuneți pentru ce infracțiune? Asta este o chestiune care mă privește pe mine. Dacă vreți, vă spun și dumneavoastră. Domnule Bădulescu, ce responsabilitate are domnul Dragnea pentru 10 august? A fost politicul epicentru... De ce ați făcut comparație cu mineriada, domnul viceprimar? A fost mineriada 10 august? Haideți să răspundeți la chestiunea asta, când poți să răspundeți. Nu puteți intervenția așa, dar nu am arhiv. Când ne-am înghițit. Mâine trec? Lăsați-mă să mâine am să vină special, da, domnul Bădulescu? Da? Hai mai în stânga, că ne calcă pe unghii.